Da, niște vodcuță vrei? Da, da, că nu beau vodcă zi. Mai ai și zăpușeală? Da, da, că noi de cât timp ne cunoaștem? De cât timp? Stai să mă gândesc, tătucule. Ai venit pe aici, pe la noi? Oare când? Va treia Vera Petrovna, răposata mama Sonicicăi. Știu foarte bine că tu ai venit pe aici vreo 3 ani la rând. Că ai să fi trecut 11 ani, dacă nu mai mult. Și m-am schimbat mult de atunci? Mult, drăguțule, erai tână, erai frumușel. Acum ai îmbătrânit și frumusețea ți-a altfel. Și să spunem drept, le cam trage la măzea. Da. Da? Așa e. Așa e. În 10 ani m-am schimbat mult. Din ce cauză? Muncesc prea mult de dacă. De dimineață până seara, tot pe picioare, fără liniște. Și seara când stau sub plapumă, tot mă tem să nu mă cheme la vreun bolnav. De când ne știm noi doi, nu cred că am avut o zi liberă. Cum să nu îmbătrânești? Da, și viața asta. Și viața asta. Plicticoasă, stupidă, murdară. Peste tot nu mai țigniți. Iar dacă stai lângă vreo 2-3 ani să te țignești și tu, cum ți-ți fac? De prostit încă nu m-am prostit, slavă Domnului. Mintea mea încă întreagă. La simțurile alea mi s-au atrofiat. Nu mai vreau nimic, nu mai trebuie nimic, nu mai iubesc pe nimeni. Doar pe tine te mai iubesc, de dacă. Da? Știi că de dacă mea din copilărie ți-e mâna? Da? Pătucule, hai să mănânci ceva. Nu. În postul cel mare, la 3-a săptămână, am plecat la Malițcuie. Era epidemie. Tifos, mizerie, fum. Pe jos zăceau cadavre lângă bolnavi și lângă porci. Am muncit toată ziua, fără nicio pauză, fără să pun nimic în gură. Și seara când am ajuns acasă, crezi că m-au lăsat să mă odihnesc? Mi-au adus un acar de la căile ferate. M-am urcat pe masă să-l operez. N-am mai apucat, că și-a dat duhul sub cloroform. Taman acum, că nu aveam nevoie, a început să mă mustre cu știința. Sigur, eu l-am omorât. Și atunci, ca și acum, am stat și m-am gândit. Oare cei care vor veni după noi peste 100, peste 200 de ani, cei pentru care ne crinim acum să croim un drum, oare ne vor pomeni în vorbele lor, ne... Eu cred că nici măcar nu o să-și mai aduc aminte de noi. Oamenii nu o să-și aduc aminte. Dar Dumnezeu... Dumnezeu, drăguțul de El, știe tot. Să știi. Dumnezeu? Da. Da. Ai dormit? Drăguțule, ce faci? Da, am dormit. De când s-a mutat aici profesorul cu nevastă sa, așa, tot programul nostru s-a dat peste cap. Dorm când mă apucă, mănânc tot felul de prostii, beau vin. Nu e sănătos. Înainte munceam cot la cot cu Sonia. Acum muncește numai ea. Eu dorm, mănânc, beau. Nu e bine. Nu mai e nicio rânduială. Profesorul se scoală la 12. Și ceainicul stă pe masă. De dimineață l-așteaptă. Iubitule,
Înainte mâncam și noi la ora 1, ca toți oamenii. Acum păcatele mele mâncăm la 7. Noaptea profesorul citește, scrie, de la 2 la bucă. Nu beau ceai. Ia și nu bea, sunt cu ceaiul, ia dar... și bea că e bun și mă supă. Da? Ia te rog. Citește, scrie, de la 2 la bucă și mă sună. Și spun, ce tătucule, ce s-a întâmplat? Vrea ceai. Mm. Du-te, scoală pe toată lumea, pune ceainicul. Nu mai e nicio rânduială, iubitul. Și mai au de gând să stea unul pe aici? 100 de ani. Profesorul s-a hotărât să se stabilească aici. Auzi. Poftim, de 2 ori am pus ceainicul pe masă și ei au plecat la plimbare. Splendid! Splendid! Nu te mai necăji, uite că și apar. Peisajele sunt minunate. Absolut fermecătoare, excelența voastră. Poftiți la ceai, domnilor. Ceai l-am să vă rog să mi-l aduceți în birou. În câteva treburi de terminat. Papa, mâine mergem la ocolul civic. Vrei să vii cu noi? Nu. E cald. Te sufoci. Dar marele nostru savant e în paltor, cu galoși, îi lipsește o umbreluță. Îngrijește omul ce vrei. Și uită-te la ea. Uită-te la ea cât e de frumoasă. În toată viața mea eu n-am văzut femeie mai frumoasă. Marina Timofeevna, mă simt fericit indiferent dacă mă plimb pe câmp sau într-o grădină umbroasă. Ce? Sau dacă stau și privesc masa asta. Păi vremea e minunată, păsărelele cântă. Aici e pace și liniște și zi și dumneata. Ce să-ți mai dorești? Povestește-ne ceva, Ivan Petrovici. Ce să spun? Cum ce să ne povestești? N-ai nimic nou? Tu tot timpul ai ceva nou. Nimic. Toate-s vechi. Eu sunt același. De fapt, nu. De fapt, nu. M-am lenevit și mai tare. Nu fac nimic toată ziua, numai bombă în capul șorocii. Drăguța de mamon ca o gaiță cârie și ea cât e ziulica despre emanciparea femeii. E cu un picior în fundul gropii, dar ea caută în cărțile ei savante simbolurile unei vieți noi. Și profesorul? Profesorul? Profesorul nu face nimic altceva decât să stea de dimineața până seara în biroul lui și să scrie. Mm. Scriem și tot scriem, scrisul e întoi, însă succesul, frate, departe e de noi. Săraca hârtie. Mai bine și-ar scrie autobiografie. Cum așa? Ce subiect interesant ar fi. Un boșoroc pensionar, roz de reumatisme, de podar, cu ficatul bolnav de invidie și gelozie. Ei bine, boșorocul ăsta sfrijit, da? Trăiește de pe urma primei sale veste, nu face nimic. La oraș, nu-și permite. Stă și se plânge toată ziua de cât el de nefericit, de... Da. Dar, în fond, e un om foarte fericit. Și norocos pe deasupra. Ascultă. Fiul unui amărât de funcționăraș. Face școală din bursă în bursă, ajunge profesor universitar și apoi devine și ginel de senator. Mă rog, asta să zicem că n-ar fi nimic. Însă de 25 de ani, omul ăsta scrie și ține conferințe despre artă, dar nu înțelege o iotă. De 25 de ani răstălmăcește spusele altora despre realism, naturalism. De 25 de ani scrie despre ceea ce deștepții știu de mult, iar pe proști nu interesează. Dar ce părere are despre ce pretenții. A ieșit la pensie și nu știe niciun muritor, e un ilustru necunoscut. Biscuiță? Asta înseamnă că de 25 de ani stă pe locul altă impostor. Nu mulțumesc. Dar, l-ai văzut? Cum pășești. Zici că e un semizeu. Mie mi se pare că-l cam invidiezi. Nu ți se pare. Chiar îl invidiez. Păi da, uite numai ce succes are la femei. Niciun Don Juan a cunoscut un succes ca al lui. Prima lui soție, sora mea. O femeie minunată, un suflet de o noblețe și o puritate excepționale. A avut mai mulți admiratori decât studenți a avut el la loc. Și ea l-a iubit pe el. Cu o iubire divină, așa cum
Numai îngerii din cer știu să iubească alți îngeri la rândul lor. Mamă, soacra lui, îl divinizează și el o domină cu putere de neexplicat. Cât privește cea de-a doua lui soție, ai văzut-o și tu, o cumințenie, o frăgezenie. I-a dăruit boșorogului toată frumusețea și tot farmecul ei. Poți să-mi spui de ce? Auzi? Dar îi e credincioasă profesorului? Din păcate, da. Păi de ce din păcate? Fiindcă mi se pare o prefăcătorie de la cap la coadă. N-are nicio logică. Iartă-mă, fi imoral să-ți înșeli soțul bătrân pe care nu poți să-l suferi, dar să năbuși în tine toată tinerețea și toate simțirile tale curate, asta nu e imoral? Vania, dar nu-mi place când vorbești așa, dar nu-mi place. Cel care își înșeală femeia sau bărbatul, acela e un om de nimic, acela poate să-și trădeze și țara, Vania. Hai, închide robinetul, ciupitul. Te rog, dă-mi voie. Nevasta mea a fugit cu iubitul ei chiar a doua zi după nunta noastră și asta din cauza felului în care arăt. Eu nu mi-am încălcat jurăminte. O iubesc și azi și o ajut cu ce pot. I-am dat întreaga mea avere ca să-și întrețină copiii pe care i-a avut cu bărbatul pe care l-a iubit. Da. De fericire n-am avut parte pe lumea asta. Dar mândria nu mi-a luat-o nimeni. Iar ea, tinerețea ei s-a dus, frumusețea ei s-a ofilit după legile firii, bărbatul iubit s-a prăpădit. Ea cu ce-a rămas? Dădăcuță! Dădacă! Ce-i îndată? Dădăcuță! Hai că au venit țăranii, du-te și vorbește tu cu ei, că servesc eu bine. Hai, Pot, eu pot. Știu. Nașule. Da. Mi-ați scris. Mi-ați spus să vin la soțul dumneavoastră. Mi-ați spus că e grav bolnav, care romatism, nu? Și altele. Eu văd că e sănătos tun. Aseară s-a simțit foarte rău. L-au durut foarte tare picioarele. Dar asta se simte mult mai bine. Se simte mai bine. Iar eu era să-mi rup gâtul, încercând să vin aici 30 de verste. N-am luat nimic, nu? Dacă tot am venit, am să rămân aici, să dorm. Quantum satis. Foarte bine! Foarte bine! Atât de rar rămâi să dormi la noi! Sunt convinsă că nici de mâncat n-ai mâncat, nu-i așa? Nu. Foarte bine! Poți să mănânci cu noi, că noi acum mâncăm la 7. Asta e rece. Păi, temperatura ceainicului a scăzut considerabil, Sonișca. Da. Nu-i nimic, Ivan Ivanuș, vorbim și rece. Pardon. Nu Ivan Ivanuș, Ilia Ilici. Ilia Ilici, te leg în zi și ciupitul. Eu sunt nașul Sonișcăi. Am botezat-o, iar soțul dumneavoastră, înălțimea sa, mă cunoaște foarte bine. Acum locuiesc aici, pe moșia asta. Iar dacă ați fi binevoiți să observați, luăm masa zilnic împreună. Ilia Ilici, ajutorul nostru. E mâna noastră dreaptă. De. Mai vrei o ceașcă, nașule? E rece. Ce e, bunico? Am uitat să-i spun lui Alexandra. Am primit o scrisoare de la Harkov, de la Pavel Alexeevici. Ne-a trimis broșura lui nouă. Ce e interesantă? Este interesantă, stimate Mihai Lvovici, dar e oarecum ciudată. Neagă tot ce a afirmat acum 7 ani. E înspăimântător. Nu e nimic înspăimântător. Bea-ți ceaiul, mamă. Bine, dar oricum o să vorbesc. De 50 de ani tot vorbim, vorbim și citim broșurele. Eu zic să ne mai potulim. Știu de ce, Jean, dar am impresia că nu-ți place să mă auzi vorbind. Iartă-mă, dar în ultimul timp așa te-ai schimbat încât pur și simplu nu te mai recunosc. Erai o persoană civilizată, cu convingere, o conștiință luminată. O conștiință luminată, fai, eram o conștiință luminată, care nu lumina pe nimeni. Eram o conștiință luminată, fai. Măcar nu-ți mai bate joc de mine. Am 47 de ani. Până anul trecut încercam și eu să mă prefac că înțeleg ceva din scolastica asta voastră. Dar azi am insomnii, mi-e ciudă și sunt foarte supărat pe mine la gândul că mi-am pierdut viața în loc să mi-o trăiesc după pofta inimii. Da, gata, unchiule, ne plictisești. Jean, ți-ai schimbat vechile convingeri. Dar nu ele sunt vinovate. Tu ești vinovat, Jean. Tu ai uitat că o convingere în sine nu înseamnă nimic. E literă moartă. Ar fi fost nevoie de fapte.
Fapte! Ei bine, mamă, dar nu toți putem fi un scârța-scârța pe hârtie, a imperpetuum mobile, ca her profesorul dumitale. Ce vrei să spui, Jean, cu perpetuum mobile? Ce vrei să spui, Jean, cu perpetuum mobile? Ce vrei să spui, cu perpetuum mobile? Ce vrei să spui, Jean, cu perpetuum? Gata, dacă spui. E o vreme frumoasă astăzi. Nici nu e prea cald. Da, e numai bună ca să te spânzi. Să plec, îmi pare rău. Da. Și nu ne pare rău. Da, uite, după ce termin la fabrică, poți să vii să mănânci cu noi, vrei? Nu, nu, că o să fie prea târziu. Auzi, fii, te rog, drăguță, și aduci și mie un păhărel de vodcă. Ce se mai poate întâmpla? Unde să mă duc? Încotro să mă duc? Ostrovski are într-o piesă de-a lui un personaj cu... Stăți mari și calități puține. Ăla sunt eu. Aș fi foarte bucuros dacă mi-aș face o vizită. Împreună cu Sofia Alexandrovna, desigur. Am o moșie nu prea mare, de vreo 10 de seatine, dar am o grădină model și o pepinieră, cum nu găsești în tot ținutul, este lângă ocolul silvic. Șeful ocolului silvic e bătrân, mai mereu bolnav, așa că mă ocup de toate. Da, 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 da. Mi s-a spus că iubiți pădurea. Sigur, asta nu poate fi decât foarte folositor, dar oare nu vă îndepărtează de la adevărata dumneavoastră menire? Adevărata noastră menire? Dumnezeu știe care e adevărata menire. Și e interesant? Da, este o muncă interesantă. E foarte interesant. Unchiule. Spun asta pentru că sunteți un om tânăr, nu păreți să aveți mai mult de 36... 37. Da, și nu poate fi atât de interesant să vezi toată ziua doar pădure, pădure. Poate. Dar eu cred că e plictisitor. Nu, e foarte interesant. Mihail Vovici plantează anual copaci în pădure. El a primit deja o medalie de bronz și o diplomă. Da, el luptă împotriva celor care distrug pădurile bătrâne. Dacă l-ascultați până la capăt, o să fiți într-o totul de acord cu el. El spune că pădurea înfrumusețează pământul, că l-ajută pe om să înțeleagă ce-i frumosul și îi oferă o mare satisfacție sufletească. Pădurea îmblânzește clima aspră, iar în zonele în care clima e mai blândă, oamenii au de luptat mai puțin cu natura, de aceea oamenii de acolo sunt mai blânzi, mai demni, mai sensibili. Vorbesc cu eleganță, se poartă cu grație. Acolo domină artele și știința. Filozofia lor nu are nimic întunecat, iar bărbații se poartă cu femeile cu eleganță și cu grație. Bravo! Foarte înduioșător, dar deloc adevărat. Mie, amice, dă-mi voie să-mi fac în continuare focul în sobă cu lemne și să-mi construiesc cambare tot din lemn. Da. Ai putea să te încălzești cu cărbuni în sobă, da. Iar cambarele să le construiești din piatră. Bun, pot accepta să tai copaci de nevoie. Dar de ce să distrugi pădurea? Pădurile noastre cad sub topoare, pierd miliarde de copaci, se distruge astfel habitatul păsărilor, al animalelor. Râurile seacă și dispar de tot, dispar peisaje de o frumusețe incredibilă. Și asta pentru că omul leneș nu are chef să se aplece să culeagă de pe jos cele necesare focului. Nu sunteți de acord, doamnă? Ba da, ba da. Trebuie să fii un barbar fără minte, să arzi în sobă toată această frumusețe. Omul e înzestrat cu judecată și talent ca să sporească ceea ce a fost dat. În schimb, el nu face nimic altceva decât să distrugă tot.
Pădurile sunt din ce în ce mai puține, râurile seacă, fauna se rărește, clima s-a stricat și pe zi ce trece, pământul ăsta e tot mai urât și mai sărac. Te uiți la mine ironic. Și tot ce spun ți se pare neserios, nu? Și se prea poate să fie ciudat. Dar când trec prin pădurile țăranilor pe care le-am salvat eu de la tăiere, sau când aud cum voiește vântul prin lăstărișul sădit de mine, simt că am pus măcar un pic stăpânire pe clima. Iar dacă peste 1000 de ani omul va fi mai fericit, voi avea și o parte de vină. Când zădesc un mesteac și apoi îl văd cum se unduiește și se înverzește în bătaia vântului, mi se umple sufletul de mândrie. Da. Până una alta, trebuie să plec. Cine știe, poate toate astea doar fiulețenii ale mele. Nu, deloc. Da. Am onoarea să vă salut, doamnelor, domnilor. Când mai vii pe la noi? Nu știu. Iar peste o lună. Iar dumneata, Ivan Petrovici, iar te-ai purtat îngrozitor. Chiar era nevoie să o super pe Maria Vasilievna? Pe Petru Imobile? Și azi, la micul dejun, iar te-ai luat de Alexandru. Ce mic ești! Dacă nu-l suport. Pe Alexandru? Pe Alexandru. N-ai de ce să nu-l suporți. E la fel ca toți ceilalți și nu e mai rău ca dumneata, da? Dacă te-ai putea vedea, dacă ți-ai vedea fața, mișcările, ție lene, Doamne, ce lene ție! Doamne, ce lene! Și cele hamite! Toți îl bârfesc pe soțul meu, pe mine mă compătimesc, săraca de ea ce bărbat bătrân are. Crezi că eu nu înțeleg toate astea? Cum a spus doctorul ăsta adineori? Distrugeți fără să gândiți pădurile și în curând nu va mai rămâne nimic pe acest pământ. Tot așa, fără să gândiți, distrugeți și omul. Și în curând, din cauza voastră, nu va mai exista nici credință, nici puritate, nici dorința de a te jertfi. De ce nu puteți privi cu indiferență o femeie care nu vă aparține? Pentru că are dreptate, doctorul. În voi toți zace microbul distrugerii. Nu vă e milă nici de păduri, nici de păsări, de femei, de nimeni. Nu vă e milă. Iartă-mă, dar nu-mi place filozofia asta. Doctorul ăsta are o față interesantă. Nervoasă, obosită. Se pare că Sonia îi place de el. E îndrăgostită de el. O înțeleg. A venit deja de 3 ori de când sunt eu aici și eu am fost foarte nepoliticoasă, abia am vorbit cu el. Poate crede că sunt rea? Vezi, Ivan Petrovici, de ce noi doi putem fi atât de buni prieteni? Suntem amândoi plictisitori și nesuferiți. Plictisitori. Ai, nu te mai uita așa la mine, nu-mi place. Spune-mi tu cum să mă... Cum ar trebui să mă uit la tine dacă te iubesc? Da. Pentru mine, tu ești viața mea, dragostea mea, fericirea mea. Te rog, poate să te audă cineva. Îngăduie măcar să te privesc, să-ți ascult glasul. Te rog. Lasă-mă să-ți vorbesc despre dragostea mea și pentru mine va fi cea mai mare fericire. E chinuitor.
Mă duc să închid fereastra. Nu închide, că mă supun. Adineaurea m-a țipit și am visat că piciorul stâng nu mai era al meu. Am trezit cu o durere insuportabilă. Asta nu-i podagră. Mai degrabă e reumatism. Cât e ceasul? 12:20. Dacă e 12:20. Mâine dimineață să mi-l cauți pe 40 de mi se pare că... Am zis că mâine dimineață să mi-l cauți pe Batiușcov în bibliotecă, că sigur îl avem. De ce respiri atât de greu? Ești obosit. E a doua noapte de când nu dormi. Cică Turgeniev, din podagră, a dat în anghină pectorală. Mă tem să nu mi se întâmple și mie la fel. Blestemată, nesuferită bătrânețe. Suia dracu. De când am îmbătrânit, îmi e silă de mine. Da, și voi toți cred că abia mă mai suportați. Vorbești despre bătrânețea ta cu un ton, de parcă noi suntem vinovați că tu ai îmbătrânit. Tu ești prima care nu mă mai suporți. Sigur, ai dreptate, nu sunt tâmpit. Înțeleg totul. Ești tânără, frumoasă, sănătoasă. Vrei să străiești viața? Eu sunt bătrân, aproape un cadavru, e o glumă proastă că încă mai trăiesc, dar na, stați voi liniștiți că nu mai duc eu mult. Nu mai suport. Am să vă eliberez eu pe toți. Nu pentru numele lui Dumnezeu, taci odată. Păi din cauza mea nu mai puteți suporta. Vă voi, vă cam plictisiți, vă irosiți tinerețile. De ce eu stau aici și ce fac? Mă bucur de viață. Păi atunci taci, te rog. Păi, da. Eu... Nu vezi eu, că mă chinui? Eu... Serios? Da. Serios, eu pe toți îi chinui. Da. Nu știu dacă ai observat, dar eu cu asta mă ocup. Îl iau pe fiecare în parte și eu chinui. Alexandru, îmi spui și mie ce vrei de la mine? Eu? Nimic. Atunci taci. Tac. Te rog. Tac. Taci. Tac. Taci. Tac. Taci. Ciudat, știi, ciudat. Deschide gura Ivan Petrovici sau baba idiotă Maria Vasilievna? Nu-i nimic, toți ascultă. Dar cum scot și eu un cuvințel brusc, toată lumea din jurul meu începe să se simte nefericită. Păi voi nu suportați nici măcar glasul meu. Bun, să zicem că sunt de nesuportat, că sunt egoist, că sunt tiran. Dar chiar acum la bătrânețe, chiar acum la bătrânețe, nu am dreptul să fiu și eu puțin egoist? Nu am dreptul să fiu și eu puțin tiran? Nu am dreptul la o bătrânețe liniștită, la puțină atenție din partea celorlalți, nu? N-am. Nu? Nimeni nu îți neagă niciun drept, Alexandru. Da? Mă duc să închid fereastra la început. Toată viața stai și cercetezi, ești obișnuit cu biroul tău, cu auditoriul tău, cu oamenii de știință și deodată să te trezești în cavoul ăsta, să vezi în fiecare zi aceiași oameni stupizi, să le asculti conversațiile lor de nimic. Ah, am ajuns să privesc în trecut. Urmăresc succesele altora. Nu mai pot. Eu vreau să trăiesc. Eu iubesc succesul. Iubesc gloria și aici parcă mă sufoc. Ah, am ajuns să mă tem de moarte. Și culmea e că acum la bătrânețe nu mă iartă nimeni că sunt bătrân. Mai așteaptă puțin, da, peste 5-6 ani o să fiu și eu bătrână. Da.
spus să trimitem după doctorul Astrov și acum când a venit refuz să-l primești. Chiar nu-i frumos să știi, am deranjat omul de pomană. Ce să fac eu cu Astrov al tău? Știe medicină cât astronomie știu eu. Da, bine, nu o să chemăm pentru podagra dumitale toată facultatea de medicină. Cu ciudatul ăla nu stau de vorbă. Bine, cum vrei, mie totul. Cât s-a mai făcut ceasul? E aproape 1. Mă sufoc! Sonia! Sonia! Da, tata. Picăturile de pe măsuță. Da, tata. Da, tata. No, tata. Da. Nu astea! Nu poate să vă mai roage omul nimic? Uite ce e. Eu te rog frumos să nu mai faci istericale, da? Poate unii ți le suportă, dar pe mine te rog frumos să mă scutești. Nu-mi place deloc și în plus de asta n-am timp, tata. Eu mâine trebuie să mă trezesc de vreme că începem cositul fundului. Vine o furtună! Elen, Sonia, hai! Duceți-vă la culcare! Hai că intru eu în schimbul doi. În niciun caz! Draga mea, o să mă termine cu vorbărea lui. Da, trebuie să le las și pe ele să se odihnească. E a doua noapte de când nu tot. Da, să se ducă la culcare, dar du-te și tu, mulțumesc. Uite ce-mi faci. Te rog, în numele prieteniei noastre de până acum, du-te și lasă-mă. În numele prieteniei noastre de până acum. Să mă termine vorbărea lui. Ba, uite ce faci. Te rog, frumos, uite ce faci. De până acum. Ce faci, dădacă? Mai bine te-ai duce să te duci. Hai, lasă că pun eu. Se răcește ceainicul pe masă. Cum vrei să dormi? Păi cum să dormi, dădăcuță? Cum să dormi? Că văd că în casa asta nimeni nu doarme. Da, nu mă atuiești. Toți sunt terminați, numai eu n-am nicio problemă. Dar de fapt stau aici că așa îmi place. Te doare, drăguț? Păi mă doare. Te doare? Și pe mine mă doare spatele. Asta e bună veche la dumneata, să știi. Săraca Vera Petrovna nu dormea nopțile, se amăra, plângea, da, tare mult îl mai iubea. Tătucule, vezi tu, bătrân, tânăr, toți vrem ca cineva să aibă grijă de noi, nu-i așa? Numai că vezi tu, de bătrâni, nu e nimeni, nu-i milă. Hai în pat, scumpule, să-ți fac un ceiuț de tei bun. Hai. Mă rog pentru tine, îți masez piciorușele. Hai, iubitule, hai să mergem. Hai, Marina, hai. Că știi că și pe mine mă doare spatele, dar hai, nu mă doare. Da? Da, săraca Vera Petrovna, tu, Sonicica. Nu știa de dăcuță. Erai mică, erai prostuță. Să aibă, da. Hai, 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 hai să mergem. Hai, să mă chinuie îngrozitor. Abia mă mai țin pe picioare. Pe dumneata te chinuie el. Pe mine mă chinuie eu însu. Ia. Treia noapte de când nu dorm. Blestemată. Mama dumitale urăște tot în afară de broșurile ei și de profesor. Profesorul este imposibil. În mine nu are încredere de dumneata, se teme. Sonia. Sonia e supărată pe mine, e supărată pe tatăl ei, nu vorbește cu mine de două săptămâni. Dumneata. Dumneata. Dumneata o urăși tot pe mama dumitale, îmi pui tot timpul pe soțul meu, iar eu sunt nervoasă și astăzi mi-a venit să plâng de vreo 20 de ori. Parcă e blestemată. Hai să lăsăm filozofia. Ivan Petrovici, așa. Tu ești un om cultivat, da? Inteligent. Ar trebui să înțelegi că lumea asta, Ivan Petrovici, nu piere din cauza războaielor și a incendiilor.
Lumea asta pierde din cauza invidiei, din cauza bârfei, din cauza tuturor acestor lucruri mărunte. Treaba dumitale ar fi să nu-i mai întărâți, ci să încerci să-i împaci pe toți. Bine, stai să mă împac cu mine însumi mai întâi și apoi. Hai, hai, lasă-mă! O să treacă ploaia în curând și totul afară va fi din nou proaspăt, limpede. Numai pe mine nu mă poate împrospăta ploaia, nimeni, nimic. Stau zi și noapte închis între pereții ăștia și mă chinuie gândul că viața mea este pierdută iremediabil. Trecut nu am, l-am mirosit pe prostii, iar prezentul este îngrozitor prin stupiditatea lui. Iată viața mea și dragostea mea. Unde să le ascund? Ce să fac cu ele? Sentimentele mele mor fără niciun folos ca strălucirea soarelui într-o văgăună și la fel mor și eu. Când îmi vorbești despre dragostea dumitale, mă crispez și nu știu ce să spun. Iartă-mă, te rog, chiar nu știu ce să-ți spun. Și? Noapte bună! Dacă ai ști cât mă chinuie gândul că în aceeași casă se mai pierde o viață. Viața dumitale, ce mai aștept? Ce filozofie nenorocită te oprește? Înțelegi-o, tată, înțelegi-o, tată. Ivan Petrovici, ești beat. Tot ce se poate, tot ce se poate. Unde e doctorul? E în camera mea, doarme. Tot ce se poate, tot ce se poate. Orice se poate. Și azi ai băut. De ce? Că așa mai seamănă viața. Înainte nu beai niciodată, niciodată nu vorbeai atât de mult. Ivan Petrovici, hai, gata, du-te să te culci, să mă plictisești. Gata odată! Devin disgrațios. Născut acum 10 ani la răposata mea soră. De atunci avea 17 ani și el 37. De ce nu m-am îndrăgostit eu atunci de ea și n-am cerut-o de nevastă? Ar fi fost atât de posibil. Și acum ar fi fost soția mea. Mi-ar fi trezit amândoi din cauza furtunii. Ea s-ar fi speriat de tunet, v-aș fi luat-o în brațe și aș fi șoptit, nu te teme, sunt aici. Ce gânduri frumoase! De ce sunt bătrân? De ce ea nu mă iubește? Felul ei de a vorbi, morala ei leneșă, ideile ei ciudate despre sfârșitul lumii, toate astea mă chinuie profund. Cum m-am mai înșelat? L-am idolatrizat pe profesorul ăsta, pe acest jalnic reumatic. Am muncit pentru el ca un sclav. Amândoi, eu și Sonia, am vândut în piață ulei, mazăre, brânză. Rămâneam nemâncați noi ca să punem fărmitură peste fărmitură, copeică peste copeică, să strângem bani, să-i trimitem lui, că mă mândream cu el și cu știința lui. Tot ce scria și scotea pe gură mi se părea genial. Și acum? Acum el e pensionar și se vede limpede toată viața lui. Nu va rămâne nicio pagină scrisă după el, eu nimeni. Nimeni. Un balon de săpun. Și eu sunt înșelat. A înșelat prostește.
Cântă, ciupitule! Cântă! Dur toți în casă, vă rog, înțelegi toată că nu mai pot nicio. Dur toți în casă. Ești singur? Fără Doamne! M-a trezit furtuna asta. Și mai ploaie. Cât e ceas? Dracu știe. Mi s-a părut că am auzit glasul Elenei Andreevna. Dar dineori a fost aici. Minunată femeie! Pilule! Uite ce de rețete! Și de la Harkov, și de la Tula, și de la Moscova. Nu mai faci. A nebunit toate orașele cu podagra lui. Auzi, dar e bolnav sau dar se face? E bolnav. Dar tu ce ai? De ce ești așa de trist? Te pomenești gățămilă de profesor? Sau te pomenești că te-ai îndrăgostit de profesoară? Mi-e prietenă. Oh. Deja? Ce vrei să spui? Aoleu. Deja. Aoleu, bani. Femeia poate să fie prietena bărbatului numai în această ordine. Mai întâi cunoștință, apoi iubită, și abia la urmă prietenă. Ce filozofie de doi bani. Păi, dar eu însu mi-am devenit de doi bani. Nu vezi că sunt și beat? De obicei mă îmbăt așa cam o dată pe lună. Când mă aflu în această stare, devine simțit, fără rușine, nu-mi pasă de nimic, mă apuc de cele mai grele operații și îmi reușesc fără cusuri, risc cele mai îndrăznețe planuri viitor, când în clipele astea nu mi se mai pare că sunt ciudat, ci că am o contribuție uriașă la progresul omenirii. Și în clipele astea am sistemul meu propriu de filozofie și voi toți fraților îmi apăresc ca niște biete lângă niște. Și cum te ciupitule? Dorm toți în casă, înțelegeți? Dorm toți în casă, nu? Nu mai pot. Ar trebui să mai bag ceva. Tot. Mai era niște coniac. Și cum se luminează, merge la mine. Ce zici? Ah, am acasă un felcer care totdeauna loc de ce zici. Așa? Știi cum zice? Ce ziți? Doamne doctor, ce ziceți? E în regulă dacă... Ce ziceți? Așa că, ce ziți? Mergem la mine să continuăm... Ciupitule. Da. Cântă. Vă rog, cântă. Pentru domnul Voinitschi? Pentru domnul Voinitschi. Ce faci, unchiul? Iar te-ai îmbătat cu doctorul?
Bine, el e mereu așa, dar dumneata, unghiule, la anii tăi nu ți se potrivește deloc. Anii mei, dar ce legătură are vârsta? Când ai o viață adevărată, mai trăiești și în iluzie. Mai bine așa, decât deloc. Fânul e compromis. Plouă în fiecare zi, totul se strică și dumneata trăiești în iluzie. Unchiule, ai neglijat de tot gospodăria asta, muncesc singură, nu mai pot, înțelegi că nu mai pot! Iartă-mă, unchiule, iartă-mă, unchiule, ce faci, lacrimi în ochi, unchiule, iartă-mă, iartă-mă! M-ai privit exact ca răposata ta, mamă. Da. Scumpa mea surioară. Dacă ar știe. Dacă ar știe. Ce, unchiule, ce să știe? Ce să știe, unchiule, spune-mi, ce să știe? E greu. Greu. Nu-i bine. Nimic. Nimic. Hai sus. Da, ce porunciți? Uite ce e, dacă îți place să bei, te rog frumos să bei singur. Nu mai bea cu unchiul, că-i face rău. Bine, gata, nu mai bem. Zici și focul până hamă, caie să luminează și... Da, nu trebuie să pleci, plouă, poți să stai până dimineață. Nu, furtuna ne ocolește, o să cadă doar câțiva strunți. Și știi ceva? Să nu mă mai chem la tatăl dumneavoastră. Eu îi zic că-i podagră, el că e reumatism. Îi zic să stea culcat, el stă în fotoliu. Astăzi a trecut așa, nici n-a vrut să vorbească cu mine. Ei, se caută în coarne prea mult. Mihai Lvovici! Nu vrei să mănânci ceva? Mâncare? Da, da, da. Da? Uite, cred că a mai rămas de ceva în bufet. Da, te rog. Să știi, se spune că a avut mare succes la femei și că ele l-au răsfățat. Da, uite, cașcaval. Să știi că și mie îmi place să ciugulez noaptea. O să... N-am mâncat nimic toată ziua, doar am băut. Se poate? Mersi. Să știi că tatăl dumitale e o fire greu de supărat. Uite că nu-i nimeni în jur și putem să vorbim fără ocoliciu, da? Da. Cred că n-aș putea să locuiesc aici la voi în casă nici măcar o lună. M-aș sufoca. Păi tatăl dumitale dus cu podagra și cu cărțile lui, Vania cu problemele lui, bunica dumitale și, în ultimul rând, mama dumitale vitregă care... Da, ce e cu mama mea vitregă? Ce-i cu ea? A, ce-i cu ea? La om. Totul trebuie să fie frumos. Adică, da, și
și chipul și hainele, dar și suflet și gândurile. Ea e frumoasă fără nicio îndoială, dar uite-te la ea. Nu face decât să mănânce, să se plimbe, să spună tot felul de lucruri neinteresante, să ne farmece cu frumusețea ei și nimic altceva. N-are niciun fel de obligații. Alții acționează pentru ea. Și nu-i așa? Păi, o viață de răsfăț nu poate să fie o viață frumoasă. Bine, poate sunt prea aspru, poate sunt eu prea aspru. La urma urmei, nici eu, nici Vanea, nu suntem prea mulțumiți de viețile noastre și de asta suntem amândoi niște acrituri. Tu nu ești mulțumit de viață? A, nu, viața în sine îmi place. Dar viața sunată de la țară, viața asta de provincie, eu nu o suport, o detest din tot sufletul meu. Iar în ceea ce privește propria mea viață, martor meu Dumnezeu că nu nimic bun în ea. Știi când mergi noaptea prin pădure? Mergi noaptea prin pădure și vezi în depărtare o luminiță. Uiți și de oboseală, și de frică, și de crengile care îți biciuie fața. Eu muncesc, voi știți bine, eu muncesc ca nimeni altul în județul ăsta. Soarta mă urmărește continuu, dar eu nu văd luminița aia. Nu mai vreau nimic, nu mai trebuie nimic, nu mai iubesc pe nimeni. Pe nimeni? Pe nimeni. Bine, mai am un pic de tandrețe pentru dădaca dumitale. A, dar asta așa, de dragul trecutului. Țăranii sunt toți primitivi, înapoiați, iar cu intelectualitatea... Cu intelectualitatea e greu să cazi la pace, te termină. Bunii noștri prieteni gândesc mărunt, simt puțin și nu pot mai departe de burfunasul, iată sunt de proști. Iar cei care sunt ceva mai răsăriți, mai destupați la minte, emit judecăți de valoare isterice, bârfesc, analizează într-una, clevetesc, se uită chiorâși la om și spune etichetă, zic... Ăsta e un psihopat. Sau ăsta e panglicar. Și că nu mai știu ce etichetă să spună, că știi ce zic? Ăsta e un om ciudat. E foarte ciudat. Mie îmi place pădurea și asta e ciudat. Nu mănânc carne. Și asta e ciudat. Dar nu mai ai nicio legătură curată, liberă de prejudecăți față de om, față de natură. Nu, categoric nu. Nu, te rog frumos, nu mai bea. De ce? Nu ți se potrivește deloc. Ești un om deosebit, ai un glas atât de nobil, ba chiar mai mult ești cel mai frumos om din cât cunosc. De ce vrei să fii ca oamenii obișnuiți care beau și pierd la cărți? Nu trebuie! Uite, tu mereu spui că oamenii nu creează, ci distrug ceea ce le este dat. De ce? De ce să distrugi ceea ce ți se cuvine? Te rog, te rog din suflet, te implor, nu mai bea! E gata, nu mai beau. Promiți? Pe cuvântul meu. Gata, iau, tu m-ai trezit. Ce ziceam? Ziceam că am îmbătrânit. M-am banalizat, muncesc prea mult. Simțurile mi s-au tocit. Nu cred că m-aș mai putea apropia de cineva. Ce mă mai aprinde uneori frumusețea. Ea nu mă lasă indiferent. Cred că dacă Elena Andreevna ar vrea, ar putea să-mi sucească capul într-o singură zi. Bine, dar acolo n-ar mai fi vorba de dragoste sau de afecțiune. Ce s-a întâmplat? Mihai Lvovici, ce s-a întâmplat? Thank you.
M-a dus aminte că mi-a murit un pacient să plor foarte. Ar fi cazul să uiți povestea asta. Da. Nu prea pot. Spune-mi, Mihail Vovici, dacă eu aș avea o prietenă sau o soră mai mică și dacă, așa, să zicem, ai afla că ea te iubește, ce-i face? Nu știu. Probabil că nimic. Adică i-aș încerca să-i dau de înțeles că nu îmi stă gândul la așa ceva, că n-am. Să că am făcut de plecare, nu? Dacă am făcut de plecare, că se face dimineață, dacă mai stă mult, nu mai ajung acasă. Oh, îți mulțumesc pentru masă, draga mea. A fost foarte bun. Nu mâncase nimic toată ziua. La revedere, draga mea. Dacă îmi dai voie, o să iau prin sufragerie să nu mă mai întâlnesc cu banii, că iar eu mă duc pe aici. Nimic. Sufletul și inima îi sunt încă ascunse, dar oare de ce mă simt atât de fericită? I-am spus că e un om deosebit, frumos, care un clas atât de nobil. Poate n-ar fi trebuit. Dar glasul lui vibrează, te mângâie, parcă îl simt plutind în aer. Dar când i-am spus de o soră mai mică, n-a înțeles. Se vorbea despre mine și o femeie a spus: e bună, e milostivă, dar ce păcat că e urâtă. Urâtă. A trecut furtuna și aia e furat. Ai, unde e doctorul? A plecat. Sofie? Da? Sofie, până când mai ai de gând să mă...
supărată pe mine. Nu ne-am făcut niciun rău una alteia. În definitiv, de ce să ne urâm? Ar trebui... Da. Da, ai dreptate. Și eu mă gândeam... Hai să lăsăm supărarea, bine? Perfect. Tata s-a culcat? Nu, stă în sufragerie. Dar noi două ne-am vorbit cu săptămânile și Dumnezeu știe de ce. Ce-i acolo? Mihail Bobici. Avem un vin. Hai să bem. Bruderschaft. Un singur pahar. Toarnă tu, da? Știi că și eu am vrut să ne împăcăm, dar nu știu de ce n-am avut curaj. Păi și acum de ce pleci? Aș. Uite ce prostă să mă apucă și pe mine. Tu ești supărată pe mine. Tu ești supărată pe mine pentru că tu crezi că eu m-am căsătorit cu tatăl tău din interes. Dacă tu crezi în jurăminte, îți jur că m-am căsătorit cu el din dragoste. M-a fascinat pentru că era savant, era celebru, era... Dragostea mea era una artificială, dar eu n-aveam cum să știu de la început. Eu am crezut că este adevărată, nu am nicio vină. Iar tu încă de la început n-ai... Nu te-ai oprit să mă chinui cu ochii ăștia inteligenți și bănuitori. Bine, gata, pare. Draga mea, dar la oameni, în oameni trebuie să ai încredere, altfel nu poți să trăiești, nu trebuie să te mai uiți așa. Da. Vreau să te întreb ceva. Dragă. Dar îmi răspunzi sincer, da? Așa, ca unei prietene, da? Bine. Ești fericită? Nu. Știam. Încă o întrebare. Da, tot așa deschis și sincer, da? Tot așa am răspuns, bine? Ai fi vrut să ai un soț mai tânăr? Ce prostă ești. Nu, n-aș fi vrut. Hai, mai întreabă-mă ceva. Și asta știa. Se mai întreb. Îți place de doctor? Da. Mult. Ha ha ha!
Elan, păi plantează un copac. Da, plantează un copac și deja știe cum o să fie el peste 1000 de ani. Ce rol va avea el în fericirea omenirii? Da, și câteodată e chiar grosolan. Și ce dacă omul talentat al Rusiei nu poate fi cu mințel? Păi gândește-te ce viață duce doctorul ăsta. Merge prin drumul desfundate, prin noroaie, peste tot sărăcie, mizerie, boală. Păi e foarte greu un om care muncește în condițiile astea să se păstreze curat și treaz. Draga mea, îți doresc din tot sufletul să fii fericită.
Herr profesor și-a exprimat dorința ca noi toți să ne strângem în această sufragerie la 12. E unul fără sfert. Vrea să facă o comunicare importantă, omenirii? Înseamnă că are ceva important de spus. N-are nimic important de spus. E gelos, bombă, netruna, scrit în penis și cam atât. Oh, așa m-am săturat, Vania, toată ziua trâncănești și trâncănești. Iar eu mor de plictiseală. Nu știu ce să fac. Sonia, hai să o privim puțin. Cum se plimbă. Cum își plimbă lemn. Ok, e foarte drăguț. Nu e drăguț? E foarte drăguț. Vania, nu te-ai plictisit odată. N-ai treabă? Trebuie numai să vrei, să știi. Da. Cum ar fi? Uite, ocupă-te de gospodărie. Învață. Vindecă. E puțin lucru? Când tu și cu tata nu erați aici, eu și cu unghiul Vane mergeam în piață și vindeam făină. Nu știu să fac asta și nici nu mă interesează. Doar în romanele proaste, eroii stau și vindecă și lecuiesc pe țărani. Păi cum i-ar sta mie din senin să mă apuc de așa ceva? Eu nu înțeleg cum poți să stai și să nu faci nimica. Nu te mai plânge, draga mea. O să vezi că te obișnuiești. Uite, tu te plictisești, nu-ți găsești locul și plictisul ăsta al tău, lenea asta a ta, sunt molipsitoare. Uită-te la unchiul Vania. Nu mai face nimic. Te urmărește pas cu pas ca o umbră. Eu mi-am lăsat treburile mele și am venit aici să stau cu tine, să vorbim. M-am lenevit de tot, nu pot să cred. Doctorul Mihail Vovici venea foarte rar pe la noi, o dată pe lună. Era greu să-l faci să vină mai des. Acum vine aici în fiecare zi. Și-a lăsat și medicina, și pădurile. Ești o vrăjitoare, asta ești. Ne-ai vrăji pe toți. Ce te chinuie? Iubita mea, dă-ți drumul, fii liberă. În tine curge sânge de rusalcă, păi lasă-te și fii rusalcă, aruncă-te în adâncuri, îndrăgostește-te de duhul apelor, de să ne lași pe toți și pe mine și pe her profesorul dumitale cu gurile căscate, așa, ca o rusalcă. Vania, mai lasă-mă în pace, ești chiar rău. Nu te spăla, mă, ce te superi? Uite. Recunoaște că îngerul, dacă ai fi, ți-ar pierde răbdarea. În semn de împăcare, mă duc să-ți culeg din grădină un buchet de trandafiri. Ce zici? Trandafiri de toamnă, frumoși și triști. Trandafiri de toamnă, frumoși și triști. Oh, deja e septembrie. Ce o să facem toată iarna aici? Unde e doctorul? E în camera unchiului Vania, scrie ceva. Mă bucur că a plecat unchiul, vreau să vorbesc cu tine. Despre ce? Despre ce? Hai, lasă astea. Nu sunt frumoasă, știu asta. Sofie, tu ai o minune de păr. Nu e asta. Când o femeie nu e frumoasă, îi se spune, ai ochi frumoși, ai un păr minunat. Îl iubesc de 6 ani, îl iubesc mai mult decât pe mama. Îl aud în fiecare clipă, îi simt felul în care îmi strânge mâna și stau cât e ziua de lungă cu ochii la ușă și aștept. Aștept să intre din clipă în clipă. Și vezi și tu că tot vin la tine să vorbim despre el. Acum vine aici în fiecare zi, dar nu mă vede. N-are ochi pentru mine. Și asta e atât de chinuitor. Nu mai am speranță, nu mai am
Nici o fărâmă de speranță. Toată noaptea m-am rugat de multe ori. Mă apropii eu de el, intru în vorbă cu el, mă uit în ochii lui. Nu mai am mândrie, nu mai am putere să mă stăpânesc. Aseară nu m-am putut abține și i-am recunoscut și unchiului Vania că-l iubesc. Da, și servitorii știu, toată lumea știe că-l iubesc. Și el? El nici măcar nu mă bagă în seamă. Ce om ciudat. Știi ceva, draga mea? Lasă-mă pe mine să vorbesc cu el. Chiar așa, până când să trăiești în nesiguranță. Nu, dar nu te speria, că iau pe ocolite să nu bage de seamă nimic. Atât să știm și noi dacă e da sau dacă e nu. Și dacă e nu, dacă e nu, să nu mai vină pe aici. Ți-ar fi mult mai ușor dacă nu-l vezi, nu-i așa? Și nu mai amânăm foarte mult. Spunea că vrea să-mi arate nu știu ce schițe de ale lui. Du-te tu și spune-i că vreau să-i vorbesc, da? O să-mi spui tot adevărul? Dar bineînțeles, draga mea. Cred că adevărul, oricare ar fi el, e mai puțin dureros ca nesiguranța. Hai, du-te tu și spune că eu vreau să-i vorbesc, da? Bine. Nu e nimic mai rău decât să știi secretul cuiva și să nu-l poți ajuta. El nu iubește, e clar. Dar de ce să nu se însoare cu ea? Nu e frumoasă, dar pentru un medic de țară, la vârsta lui, ar fi o soție foarte potrivită. Nu e asta? O înțeleg pe biata fată. În toată plictiseala asta ucigătoare de aici, când toți nu fac decât să bea, să mănânce și să doarmă, vine uneori el. El care nu seamănă cu ceilalți. E frumos. Așa cum răsare strălucind luna în întuneric. Te lași prinsă de farmecile unui om ca el? Mi se pare că și pe mine m-a prins puțin. Fără el mă plictisesc, când mă gândesc la el, mă trezesc zâmbind. Vania spune că în venele mele curge sângele unei rusal și dă-ți drumul măcar o dată în viață ca o rusalcă. Știu și eu. Poate că așa ar trebui. Ce-ar fi? Să mă depărtez de voi toți ca o pasăre liberă? Să uit de mutrele voastre adormite, de discuțiile voastre nesfârșite? Să uit că mai existați pe lume? No. N-am curaj, sunt timidă. M-ar chinui conștiința, el vine aici în fiecare zi. Știu foarte bine de ce vine. Trebuie să mă duc să-i cad în genunchi. Somn. Bună ziua! Ați spus că doriți să vedeți cărțile mele. Da, ieri... Mi-ați promis că mi-arătați cu ce vă ocupați, aveți timp? Da, sigur. Unde v-ați născut? La Petersburg. La Petersburg. Și unde ați absolvit? Conservatorul.
atunci știți că pentru dumneavoastră nu o să fie deloc interesant. De ce? E adevărat că eu nu am trăit la țară, dar am citit foarte mult. Aici în casă am și eu masa mea de lucru, în camera lui Ivan Petrovici. Când sunt foarte obosit și nu sunt în stare de nimic, las totul baltă și dau fugă aici să petrec câteva ore cu prostioarele mele. Ivan Petrovici și Sofia Alexandrovna s-o pătesc cu abacul, iar eu stau lângă ei, la măsuța mea și mă zgălesc. E cald, e bine. Se aud greierii cântând. Dar, din păcate, bucuria asta nu mi-o îngădui prea des, doar o dată pe lună. Și acum o să vă rog să priviți aici. Ce vedeți aici este harta județului nostru, așa cum arăta în urmă cu 50 de ani. Cu verde închis și verde deschis a marcat pădurile, unde peste jumătate din întreaga suprafață erau păduri, unde peste roșu am adăugat culoarea, unde peste verde am adăugat culoarea roșie, acolo trăiau cerpi și căprioare. Eu vă arăt aici și flora și fauna. În afară de sate și așezări, vedeți, sunt aruncate case izolate, schituri ale rascolnicilor, mor de apă, erau numeroase corunte și cai. Asta aici unde vedeți cu albastru. Vedeți aici culoarea albastră este mai puternică, aici erau hergelibere, veneau circa 3 cai de gospodărie. Și acum să trecem mai departe, ce vedeți este harta județului nostru, așa cum arăta în urmă cu 25 de ani. Pădurile mai ocupă doar o treime din întreaga suprafață, căprioare nu mai sunt, cerbi să se mai găsesc, culorile verde și albastru nu mai sunt atât de intense și așa mai departe și așa mai departe. Să trecem la partea a treia, harta județului nostru, așa cum arată în prezent. Abia dacă mai regăsim culoarea verde, pe aici, pe acolo, câteva pete izolate, au dispărut și lebedele, și gâștele, și cocoșii de munte, nu mai e nici urmă de așezare, s-a deschis, nu mai e nicio moară. În general, harta asta arată o decădere treptată, dar sigur, acestui ținut care mai are de trei vreo 10-15 ani de acum încolo până la dispariția totală. Și știu, veți spune că se vede influența civilizației, că e normal ca viața veche să fie înlocuită de cea nouă. Și da, aș înțelege dacă în locul acestor păduri distruse ar răsări șosele, căi ferate. Dacă în locul acestor păduri distruse ar ridica uzini, școli. Dacă oamenii ar fi mai deștepți, mai bogați, mai destupați la minte. Dar aici nu e vorba de așa ceva. În ținutul nostru sunt aceleași mașini, aceeași sunt țara, aceleași drumuri desfundate. Este vorba de o degenerare cauzată de lupta dură pentru existență. O degenerare ale cărei cauze ar trebui căutate în lenea, în ignoranța, în inconștiența unui sărman, flămân și bolnav, care pentru a salva copiii, aș potoli foamea și avea cu ce să se hrănească, se apucă instinctiv să distrugă natura, fără să se gândească la ziua de mâine. Priviți! Priviți că aproape totul e distrus, în schimb nu s-a construit nimic nou. Citesc însă pe fața dumneavoastră că toate astea nu prea vă interesează. Adevărul e că eu nu înțeleg. Dar ce e de înțeles? Adevărul e că nu vă interesează. Adevărul este că gândurile îmi zboară în altă parte. Iartă-mă, te rog. Sunt nevoită să te supun unui mic interogatoriu. Un interogatoriu? Da, dar destul de nevinovat. Să ne așezăm. Să ne așezăm. Sunt încurcată, nu știu cum să încep. Este vorba despre o ființă tânără. Hai să ne luăm pe ocolite, hai să vorbim deschis ca doi prieteni, ești de acord? Da. Bun, vorbim și apoi uităm tot? Sigur. Este vorba despre fica mea vitregă, despre Sonia. Vă place? Da. O respect. Ca femeie, vă place? Nu, nu. Încă două, trei cuvinte și am terminat. N-ați observat nimic? Nu, nimic, nu. Nu iubiți?
Pot să văd asta în ochii dumneavoastră, dar ea suferă, vă rog frumos să înțelegeți să nu mai veniți pe aici. În vremea mea a trecut, nu-mi stă gândul la așa ceva. Doamne, ce convorbire jenantă! Mă simt de parcă aș fi dus în spate o mare greutate. Bine că s-a terminat. Sunteți un om deștept, o să înțelegeți. M-am înroșit toată. Dacă mi-ai fi spus toate astea acum o lună sau două, probabil că m-aș fi gândit. Dar acum? Desigur, dacă Sonia suferă, am să plec și n-am să mai vin pe aici, însă nu înțeleg un lucru. De ce a fost nevoie de tot acest interogatoriu? Cum adică? Ești șireată? Da, șireată, să zicem, Sonia suferă, pot să înțeleg asta, însă nu înțeleg. De ce a fost nevoie de tot acest interogatoriu și dăm voie? Lasă fața asta mirată. Știi foarte bine de ce vin în fiecare zi aici. Știi și de ce. Și știi și pentru cine. Fiară mică și dragă, hai, nu mă privi așa. Sunt și eu un mic animal de pradă. Fiară? Da, tu ești un nihot, muscul, blană, mare. Ai nevoie de victime. De o lună de zile nu mai fac nimic. Te urmăresc cu patimă și asta îți place teribil. Ce nevoie mai aveai de un interogatoriu? Uite, gata, sunt aici. Hai, devorează-mă. Ești nebun. Dar dumneavoastră ești timidă. Sunt mai bună și mai presus decât mă crezi, îți jur. Bine, gata, uite, am să plec și n-am să mai vin pe aici. Dar spune-o de ne vedem. Spune repede până nu intre cineva. Înțelege că întâlnirea asta e inevitabilă. Nu trebuie să juri, tu nu trebuie să vorbești, tu ești frumoasă. Nu trebuie să spui nimic. Nu juram. Vino mâine la o folosire din la două, da? Nu. Ba, da. N-aș zice că vremea era azi, Ivan Petrovici. De dimineață a fost mai norat. A stat să plouă, dar după amiază a ieșit soarele. Să fim sinceri, am avut chiar o toamnă bună. Iar semănăturile au fost foarte, foarte bune. Dar doar că s-a cam mișorat ziua, nu? Faci tot ce poți pentru ca eu și soțul meu să plecăm din casa asta chiar astăzi, ai înțeles? Pania? Am văzut-o. Am înțeles. Pania, o să faci tot ce poți pentru ca eu și soțul meu să plecăm din casa asta chiar astăzi, tu ai înțeles? Nici nu mă simt prea bine, excelență. De două zile tot zac, nu știu. Cred că am ceva la cap. Boala ei, nici o mai duci, mă mai duci. Așa. Așa. Pot eu să suport. E traiul ăsta la țară. Am bucură de asta este. Am așa un sentiment. De parcă aș fi picat de pe pământ pe o planetă ciudată. Dar unde sunt ceilalți? Mă duc să-i fie. Nu pot să... Sonișca! Casa asta. Hai, Sonia! Ca un labirint, are 26 de camere imense, te pierzi prin ele, te rătăcești prin ele, nu găsești niciodată pe nimeni. Hai, cheamă-le și pe Maria Vasilievna, pe Elena Andreevna. Da, da. Eu sunt aici. Dacă ești aici, am un loc. Ce-a spus? Ce-a spus, Zim? Zim? Ce ai? Tremuri, ești tulburată. Da, a zis Hai. Că nu o să mai vină pe aici, nu? Bună ziua! Ai venit și tu de dăcuță? Doamnilor, vă rog să luați loc. Sonia, nu aude mai de dăcuță. Sonișca! Strigă-o tu. Sonișca!
Domnilor, vă rog să... Haideți să luăm loc. Haideți să luăm loc, că eu aș vrea să încep. Așa că pregătiți-vă să fiți numai ochi și urechi. Poate că de mine nu e nevoie. Pot să mă retrag? Nu, de tine avem cea mai mare nevoie. Ce vrei de la mine? De ce te superi? Dacă ți-am greșit cu ceva, te rog să... Hai, lasă tonul ăsta, treci la sfix, zi ce vrei. Uite că a venit și mama. Alexandru? Mama? Mama, ia un loc. Hai. Ia, stai tătăcuță jos. Hai, stai, stai. Da. Domnilor, eu încep. V-am adunat pe toți pentru a vă aduce la cunoștință că va veni la noi un revizor. Gogo. Da, să lăsăm glumele bune deoparte, pentru să trecem la lucruri serioase. Domnilor, v-am adunat pe toți aici pentru a vă cere ajutorul și sfatul și știind că sunteți binevoitori, sper să îl și primesc. Dați-mi loc. Domnilor, cu toții știm că eu sunt un om de știință, un intelectual și că întotdeauna mi-au fost străine lucrurile practice. De aceea am să te rog pe tine, Ivan Petrovici, pe dumneata Ilia Ilici, pe dumneata mama. Și da? Pe mine? Da. Treaba e că manet omnes una nox. Poftim? Adică cu toții suntem în mâna Domnului. Da. Adică pe toți ne așteaptă aceeași noapte. În mâna Domnului. Dumnezeu drăguțul de ea. Domnilor, cu toții știm că eu sunt bătrân și bolnav și de aceea cred că este necesar să discutăm unele chestiuni legale atâta timp cât ele se referă la familia mea. Când spun asta, nu mă refer la mine, ci mă refer la soția mea, care e tânără, și la fata mea, care e și mai tânără. Domnilor, nu mai putem trăi aici, la țară. Nu e pentru noi. Iar ca să trăim la oraș, cu banii de pe urma acestei moșine, este imposibil. Așa că trebuie să găsim soluții. M-am și gândit inițial să vindem pădurea. Ar fi fost o soluție excepțională, dar asta nu se poate întâmpla decât o singură dată. Așa că trebuie să ne gândim la acele soluții care să ne asigure niște venituri constante și sigure. M-am și gândit la o asemenea soluție și am onoarea să vă prezint. Nu intru în amănunte, vă prezint în linii mari. Moșia noastră aduce un venit de 2% din valoarea ei. Mult? Puțin? Puțin, da. Foarte puțin. Propun să o vindem. Banii câștigați îi putem investi în acțiuni. O să avem venituri constante de 4, chiar 5%, venituri constante și sigure. Iar cu banii rămași, ne putem cumpăra o mică căsuță în Finlanda. Stai puțin că... mi se pare că nu am auzit bine. Poți să repeți, te rog? Sigur. 4 sau 5%, venituri constante și sigure, banii rămași și căsuță Finlanda. Nu. Lasă Finlanda, dar până acolo ai mai spus ceva înainte. Da, am spus că propun să vindem moșia. Asta era. Să vinzi moșia. Da. Genial. Și... cu mine, cu mamon, cu Sonia, te-ai gândit ce o să fie? O să ne gândim și la toate astea, toate la timpul lor. Stai. Se pare că până acum eu nu am gândit niciodată cum trebuie. Până acum eu am avut impresia că această moșie aparține Soniei. Răposatul meu, tata, a cumpărat această moșie pentru sora mea. Până acum mi s-a părut că gândesc logic, dar se pare că m-am înșelat. Gândindu-mă că moșia îi va reveni Soniei. Da, firește că Soniei. Nici nu am putea să vindem fără acordul Soniei. Și oricum, tocmai în interesul ei vreau să și acționăm. E strigător la ce ore am nebunit. Te rog frumos, Jean, să-l asculți pe Alexandru până la capăt. El știe mai bine decât noi ce e de făcut. Da. Face-l.
faceți cum vreți, faceți cum vreți voi. Dați-mi, vă rog, un parcurs. Da, acum. Înțeleg de ce te aprinzi așa. Nu spun că propunerea mea e perfectă, dacă toți o resping, eu nu o să insist. Eu, excelență, să știți da? Că nu trăiesc față de știință, nu numai un imens respect, dar pot să spun că am și sentimente alese chiar de rudenie. Fratele soției a fost magistrat, poate și cunoașteți. Constantin Achedon... Lasă astea, ciupitule, că discutăm lucruri serioase, nu? Uite, întreabă-l pe el că de la ochiul s-a fost cumpărată moșia. Pentru ce să-l întreb, la ce bun? Moșia a fost cumpărată la prețurile de atunci cu 95.000. Tata a plătit doar 70.000, rămânând o datorie de 25.000. Și acum, băgați bine la cap, moșia nu ar fi fost cumpărată dacă eu nu aș fi renunțat la partea mea de avere în favoarea surorii mele pe care am iubit-o din toată inima. Asta ca să nu mai vorbim că eu am muncit 10 ani ca un bou ca să achit toată datoria. Eu regret că am început discuția. Am achitat toată datoria și acum, la bătrânețe, vor să mă arunce în drumul. Unde vrei să ajungi? 25 de ani am administrat această moșie, ți-am trimis bani ca cea mai credincioasă dintre slugi, timp în care tu îmi trimiteai un salariu de mizerie de 500 de ruble pe an. 500 de ruble pe an! Și nu ți-a trecut niciodată prin cap să ridici salariul cu o rublă măcar. O Ivan rublă! Petrovici! Ți-am spus, nu sunt o fire practică. Vroiai să-ți mărești salariul? Puteai să o faci și singur cu cât vroiai. Adică de ce ne-am furat? Păi de ce nu zici așa? De ce nu ai furat? Asta trebuia să fac! Asta trebuia să fac și nu mai ajungeam acum în cercetor! Păi da, trebuie să strigăm unele relații, te rog! 25 de ani am stat închis între patru pereți ca o cârtiță împreună cu mamă. Ziua vorbeam despre tine, despre lucrările tale, ne mândream cu tine, îți pronunțeam numele cu respect, nu dormeam nopțile ca să citim articolele tale pe care acum le detest profund! Înțeleg ce vrei! Erai pentru noi etalonul ordinii superioare, știam toate articolele pe de rost, dar acum am deschis ochii, văd tot, scrie despre artă, da? Nu înțelegi nimic din artă! Nimic nu înțelegi din artă! Toate operele tale pe care le-am iubit nu fac două parale, ești un nimeni! Domnul Petrovici, plec! Domnul Petrovici, îți cer să taci! Dar nu tac! Taci! Nu tac! Stai jos că n-am terminat! Stai jos! Tu mi-ai distrus viața. Eu nu am trăit. Nu am trăit. Din cauza ta mi-am pierdut cei mai frumoși ani din viață. Și cel mai mare dușman al meu. Te urăsc din tot sufletul. Ivan Petrovici, ești un nimic. Ești un zero barat. Spui că e moșia ta? Ia-ți-o! Ia-ți-o, n-am nevoie de ea! Sunt un om talentat, inteligent. Da! Dacă aș fi trăit normal, aș fi ajuns un șop în neavărță, în dostăință. Mamă, ajută-mă, mamă, sunt disperat, mamă. Ajută-mă, mamă, spune ce să fac. Mamă, sunt disperat. Ascultă-l pe Alexandru și gata, Jean! Ascultă-l odată pe Alexandru! Exact ce trebuie să fac. O să mă țin minte. Jean! Nu mai pot. Jean! Vino! Nu mai pot să stau în casa asta nici o secundă. Ce se întâmplă, domnilor? Nu mai pot să stau. Păi luați-l pe nebunul ăsta de aici. Plecăm chiar astăzi, Alexandra. Astăzi ne rog. Stați sub același acoperiș cu mine? Păi să se mute în sat sau în casa din curte? Da, merge. Eu nu mai stau sub același acoperiș cu om de nimic! Alexandru, înainte, du-te tu și vorbește cu el. Ce să fac? Du-te și împacă-te cu el, te rog frumos. Eu? Haide. Tata Tocule, du-te și te împacă cu el. Te rog eu frumos, du-te și împacă-te cu el, da? Liniștește. Fii blând, Tata Tocule. Te rog. Bine. Bine, mă duc să vorbesc cu el. Dar trebuie să recunoști tu că purtarea lui e cel puțin ciudată. Dați-mi voie, mă duc să vorbesc. Tată. Trebuia să ai milă, tată.
Amintește-ți când erai mai tânăr că unchiul și cu bunica traduceau noaptea cărți pentru tine, transcriau toate însemnările tale noapte de noapte, noapte de noapte. Eu și cu unchiul am muncit fără încetare, nu ne-am păstrat nimic pentru noi și ți-am trimis totul ție. Noi ne-am câștigat cu greu pâine. Dar nu asta am vrut să zic. Nu asta am vrut să zic. Tată, trebuia să ai milă. Elena Andreevna, nu mai vreau să trăiesc aici o secundă, să plecăm. Pleacă fără bagaje. Înseamnă că nu le este dat să trăiască aici, nu le este dat. Mai bine, drăguțule, au făcut un tămbălău, au țipat, au tras cu pistolul. O rușine, drăguțule, lasă să rămânem noi ca mai înainte. Să trăim după rânduiala creștină. După rânduiala, da. Să știi că eu de mult n-am mai mâncat tăiței de post. Păcătoasa de mine. Nu tăiței, ești bună. Dar Sonișca unde e? E în grădină cu doctorul, caută pe Ivan Petrovici. Se tem să nu facă vreo prostie. Pistolul. L-am ascuns în beci. Nu te mai ține după mine, lasă-mă în pace. Cu cea mai mare plăcere, oricum trebuia să fiu plecat de mult, dar nu plec până îmi dai ce mi-ai luat. Nu ți-am luat nimic. Hai, și voi, lăsați-mă în pace, n-am nevoie de pază. S-a zbărlit în sac. Hai, tata, hai. Nu am luat nimic de la tine. Bine, mai aștept un pic, dar după aia mă văd nevoie să recurg la forță. Te leg și te percheziționez, Vania. Foarte bine, n-ai decât. Chiar atât de dobitoc să fiu încă să trag de atâtea ori și să nu nimeresc. Te-am văzut cum ai îmbrățișat. Da, am îmbrățișat. Și tu? Mi-e rușine, înțelegi? Mi-e rușine. Sentimentul ăsta nu se compară cu nicio durere. Spune-mi tu ce să fac. Ce? Nimic. Să... Ajută-mă, dăm ceva, orice, ceva. Doamne Dumnezeule, am 47 de ani. Să zicem că mai trăiesc până la 60 de ani. Asta însemna că mai am 13 ani de trăit. 13 ani, ce o să fac eu tot timpul ăsta? Cu ce o să-i umplu? 13 ani? Potolește-te, Vania, liniștește-te. Gata, potolește-te! Vania, tot ținutul ăsta au fost doar doi intelectuali de clasă. Tu și cu mine. Dar uite că în ăștia 10 ani, viața asta meschină, viața asta cenușie ne-a tras la fund, ne-a otrăvit, ne-a făcut să fim ca toți ceilalți. Vania, n-ai înțeles că noi nu mai avem nicio speranță. Poate când o să fim umorminte, atunci o să ne fie bine, o să visăm, cine știe, poate chiar vise frumoase.
că mă duci cu vorba, dar ce mi-ai lăsat? Nu ți-am luat. Ești terpelit dintr-o să un flacon de mor, ia ascultă. Dacă ți s-a urât cu viața, du-te în pădure și spânzură-te, dar mie dăm ce mi-ai luat. Dăm morfina înapoi, altfel o să-mi iasă vorbe că eu ți-am dat-o și așa mi-e greu că va trebui să-ți fac autopsia. Sofia Alexandrovna, unchiul dumitale mi-a luat un flacon de morfină. Spune-i să mi-l dea înapoi, eu prostii, eu n-am timp de așa ceva, mă grăbesc. Unchiule, ai luat morfina? A luat-o, știu eu că a luat-o. De ce ne sperii, unchiule, de ce ne sperii? Dă-i-o înapoi. Hai, unchiule, dă-i-o înapoi. Uite, și eu sunt nefericită, numai puțin decât dumneata, dar eu rab. Rapt și voi răbda până când viața mea se va termina de la sine. Rabdă și tu, unchiule, haide, dă-i-o înapoi. Dă-i-o înapoi. Hai să ne apucăm să facem ceva. Să... O să facem, unchiule, o să muncim. Am lăsat totul de izbeliște, avem atâta treabă, da? Acum pot pleca. Bine, Laureș, Ivapet, aici ăla-i. Noi plecăm chiar acum, du-te, te rog frumos, vrea Alexandru să-ți spună ceva. Da, unchiule, du-te, du-te tu și cu tata trebuie să vă împăcați neapărat. Haide. Rămas bun. Mi-ai promis că o să pleci și tu. Da, am să plec chiar astăzi. Te-ai speriat? Da. E de poate totuși nu pleci. Ce zici, mâine la acolo Silvica a două? Nu. Plecarea noastră e hotărâtă. De aceea pot să te privesc și să te înfrunt, pentru că știu că voi pleca. Te rog însă un singur lucru. Să gândești mai frumos despre mine. Îmi doresc să mă respecti. Ești un om interesant, original, sunt foarte supărată pe tine. Chiar am fost puțin atrasă de tine. Puțin. Hai să ne dăm mâna și să ne despărțim prieteni. Pleci. Îngăduim să te sărut de despărțire. Creionul ăsta îl iau ca amintire. Ei, Doamne, mă dau dată în viață. Da, da, Ivan, am ascultat tot ce ai spus. Și vreau să fac și eu o observație. Vreau să spun că primesc scuzele tale și cer eu la rândul meu să mă iert. Iartă-mă, Ivan Petrovici. Alexander? Mama? Te rog să te pozezi și să-mi trimiți fotografia ta. Știi cât de mult te iubesc! Ilia Ilici? Excelență! Un singur lucru. Să nu ne uitați. Nu vă uit, Ilie Ilici. Sănătate și drum bun. Ivan Petrovici, totul va fi exact cum a fost până acum. Vei primi cât ai primit? Adio! Adio tuturor!
Vreau să știți că am admirat pasiunea dumneavoastră, gândirea dumneavoastră, toate ciudățeniile. Dar trebuie să fac o observație. Treceți la fapte! Fapte! Trebuiesc fapte, domnule! Trebuiesc fapte! Sonia, vreau să vorbim ceva. Vă rog să mă libertați, cer scuze. Adio, suflet curat! La revedere! La revedere! Sănătate! La revedere! 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 Facem ceva. Da? Să muncim, asta trebuie să facem. Să ne apucăm să muncim. Am văzut că unul din cai și apătă și trebuie să duc la un potcovar, că nu merge da. Bine. Am văzut trebuie aseară. Potcovit, așa. Cel mai bine să-l nu? Da. Mătcuță! Da. Au plecat. Să fii sănătos. Vă las cu bine. Domnul doctor. E lux sănătate. Mulțumesc, doctor. Drum bun. Ce să facem, unchiule? Trebuie să trăim. O să trăim, unchiule. O să trăim, o să muncim pentru alții și când ne va sosi ceasul, o să murim liniștiți. Și pe cealaltă lume o să spunem cum am plâns noi, cum ne-am chinuit, cum am suferit. Dumnezeu, o să îi se facă milă de noi, unchiule. Și atunci, unchiule, iubitul meu unchi, o să avem și noi o viață frumoasă. O să ne bucurăm și noi și nefericirea asta noastră de acum o să o privim cu milă, cu un zâmbet.
O să ne stingem. Iubitul meu, unchiul Vania, n-ai știut în viața ta ce e aia fericire. Dar mai așteaptă puțin, unchiul. Mai așteaptă puțin. O să ne odihnim. O să ne odihnim, unchiule. O să ne odihnim.